Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt doar din București și înainte de a începe vreau să vă spun că îmi pare rău că n-am postat astăzi, dar n-am avut timp, sunt ocupat cu școala, că peste două săptămâni am și simularea și haide să nu mai lungi cu vorba și să trecem la episod. Vlamuțeu are printre cele mai mici salarii de la Dinamo, dar le-a luat fața jucătorilor aduși de Mircea Renic. Este vorba de dar dacă care de-abia a semnat și a decis Mircea Renic să nu l includă în meciul cu Călăraș, iar Sen McDermott da, a, dezamăgit o meciul cu Botoșan și meciul cu Sepsi a dezamăgit, dar norocul lui a fost că n-a intrat mingea în poartă și n-a mai decis să-l includă în lot. Vlamoțiu primește un salariu de Po 1000 sau 2000 de euro, ceva de genul 2000 de euro, cam așa primește în timp ce Parfum a de -a, da primește un salariu de 3000 de euro, iar Sen Magdermo primește un salariu de 7000 de euro. Deci gândiți-vă un portar care o să primească 7000 de euro și să gafeze atât de greu, atât de ușor de fapt cu Botoșan, e inexplicabil acest lucru. Aici, aici, se zice, Muțiu, titular de la Căreaja și portarul cel mai prost plătit al lui Dinamo. Sen Magdermă, 25 de ani, adus de la Cristianson din Norvegia, câștigă 4.000 de euro lunar. Nu știu de ce s-a scris 7.000 de euro, dar aici scrie 4.000 de euro. Perfect, Mandada da, primește cu 1.000 de euro în plus. Muțiu are 2.000 de euro pe lună, printre cele mai mici salarii ale titularilor din prima ligă românească. Manda da, e împrumutat de la șarul noi până pe 30 Cei Ceilalți sunt definitiv jucătorii lui Dinamo. Deci gândiți-vă, un jucător să primească 2000 de euro lunar, iar el să facă un meci atât de bun contra celor de la Dunărea și ne-a ne salvat la cea mai mare ocazie a meciului când a avut-o medio în e Vla ne-a salvat enorm de mult la acea fază și ne-a mai salvat și la alte faze. Deci cam atât a fost cu episodul de azi, nu uitați să lăsați un like și un subscribe și înainte de a încheia finalul acestuia vreau să vă spun că Dinamo vrea să pregătesc o campanie de achiziții în vară foarte bună, vrea să le aducă pe Noire înapoi și pe Steliano Filip, doi jucători care au mai jucat la Dinamo. Noire a mai jucat în sezonul 2015-2016, iar Steliano Filip a jucat din 2012 până în 2018, unde a fost transferat în iarna lui 2018. Nu, scuzați-mă, până în 2018, unde a fost vândut în iarnă, da a fost vândut în iarnă la Hajduk Split, unde nu s-a integrat acolo, iar în această iarnă a fost adus la Dunărea Cărăraș, și n-a apucat să debuteze până acum, sperând să o debuteze. Dinamo vrea să-i aducă pe acești doi jucători și poate să mai aducă alții, depinde dacă acești jucători care i-a adus nu se integrează. Deci cam atât a fost cu episodul de azi, nu uitați să lăsați un like și un subscribe, o să vă las în secțiunea de comentarii și Instagram-ul oficial al lui Doar Dinamo București și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!